Guarda acolo, ți ia acolo, măi! Tu ți ia acolo, măi! Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Am pus tata cât un cartof, ia vezi dacă nu ești și altceva, ia vezi. Nu, lasă ăla, lasă ăla, lua Andy, nu umbla la Andy. Ce să vezi mai? Păi da, umbla la tine, ia vezi. Desi și lui Jayden. Chocolate! Ia la Jayden, I got a chocolate! Uite, Jayden! Mami, I got a chocolate! Da, ce de tata chocolate! Mami, I got a chocolate too! Ia vedem! Oh, mai ai, Emma! Guarda! Guarda, bro! Yeah, you got two chocolate! Yeah! So you got also a potato! Yeah, I also got a potato! Hai, ia choco, Jayden! Ia choco! Hai! Choco, kiddy! Kiddy? Hai, zici că mami! Hai dincolo, hai. Christmas Paula is going to give me again a kiss. You love Paula? Yes. Oh, it's a good Nick. Christmas calendar. Yeah. Ia să vedem la Jayden. Stai că arată mama unde se deschide Jayden. Nu apasă acolo. Nu acolo, bubuciu. Bubuciu, nu acolo. Deci era deschis 6. Where is 7? Nu, Jayden. Nu deschide pe toate, mama. 7. Uite 7, aici Jayden, aici. Lasă-mi pe Jayden. Aici. Așa, bravo. Ia să vadă mama ce e acolo dintr-o. Nu apasă, gata, uite apasă. Coada! Chocolate! Lăsă-i aici. Can you help me, mami? Thank you, da-la mama. Okay. I can help you. Scoate de acolo. Mom, I got two chocolates. You have so many. De la mama. Thank you. Wow. Do you like it? Hai să vedem ce este la advent acolo la jucării, da? Now need to open the 7. Aspetta, Jayden, aspetta. Uite 7 aici. Stai, Jayden. No. Oh, ce gros deschide. Uite ce gros deschide. Wow! Is it? Că noi ieri am avut căsuța. Jayden, nu le deschide pe toate, mama. It's a shooting star. Îi steaua care arăta unde s-a născut bebelușul. It's a shooting star. Îi steaua. Nu, e the star care arăta unde s-a născut Jesus. So people can go and visit him. Înțeles? Bun, așa. It matches like that. Da, it matches. Good morning, friend. Two fathers us. Ce ți-a lăsat tati la papuci? Ciocolată. Și altceva nu ți-a mai pus la papuci? No, he put it me, but I turned the other one. Da, ți-a pus tata potato la papuci. Yeah. That's funny. And he put me two chocolates in mine. Emma, chocolate yours o să topească, ieșe pap mai repede. Da? Zi, good morning. Jayden, zi bună! Hei, zi bună! Ești supărat? O să facem acum un challenge cu Jayden. Același challenge care l-am făcut cu Emma. I-am pus aici bombonele, 9 bombonele. Și o să-l pun aici la masă. Și o să-i zic să nu le mănânci. Sunt destul de convinsă că Jayden o să le mănânci, dar hai să încercăm, vedem anul ăsta. Apoi mai probăm într-un an, să vedem cum e treaba. Jayden, nu păpăm. Ai înțeles? Nu. Să nu papi. Ok? Ok. Ok? Stai frumos aici și nu papi până vine mama. Vine mama și zici când trebuie să papi. Acum să nu papi. Ok?
Nu păpăm! Da? Nu păpăm, Jayden! Să nu fac, Jayden!
Ce faci? Băi, tu în 5 minute le-ai terminat pe toate. Ia spune. Ce faci? Eu ți-am zis să nu fac. De ce ai păpat? De ce? La o zi am de dincolo cu crânțăneală. Măi, eu ți-am zis să nu pat. De ce ai păpat? Emma. De ce ai păpat? Emma. Eu ți-am spus să nu păpăm. Emma. Nu o păpat Emma, o păpat Jayden. De ce o păpat Jayden? Cioco. A? Cioco? De ce ai păpat Cioco? Păpat. Mai are ultima. Cred că mai are ultima. A, nu mai are. Bă, da, mai are mânânțele ca să nu o iau eu. Măi, tot 5 minute pe tăti le-ai divorat. Ce râne. Challenge fail. Dar Jayden a câștigat că a mâncat. Nea, buvu. Spre seară, înainte ca să mergem să dormim, am început să pregătesc prânzul și aici am început să pregătesc prânzul lui Adrian, deoarece el nu este acasă la ora prânzului și vrea să țină de acest regim de a slăbi. Așa că i-am pregătit, el a ales o rețetă din cărțuleia pe care o avem de la acest program de slăbit C9, cu un cartof dulce mediu și pe acesta l-am tăiat cu bulețe și apoi avea să-l pun într-o caserolă să îl coc și de asemenea această rețetă a lui avea și piept de pui sau curcan. La rețeta lui era o lingură întreagă de ulei de măsline extra virgin. Apoi am adăugat cartofii dulci în acea caserolă pentru ca să prindă un pic așa de culoare, să zicem, și să se accentueze un pic gustul. Am luat acea bucată de piept de curcan. Eu găsesc că este mult mai ușor să tai carnea când este un picuț încă congelată, așa că am tăiat-o și pe această cu bulețe. Lui Adrian nu-i plac bucățile mari de carne, așa că am făcut-o oarecum după placul lui. În aceste rețete pe care le vei găsi în cărțulie, tu poți să mixezi oarecum proteinele între ele, între rețete. Această rețetă, de exemplu, era normal de făcut cu un pic de somon, dar lui Adrian nu îi place așa de mult peștele și somonul, așa că am decis să îi pun curcan pentru că aceasta are de obicei gust foarte apropiat cu gustul de pui. Aici aveam jumătate de ceapă destul de mare și am tăiat-o și pe aceasta rondele. Aveam apoi să o împart între mâncarea mea și mâncarea lui Adrian. Pentru mine am ales o rețetă diferită pentru că mie îmi plac foarte, foarte mult ciupercile. Pur și simplu le ador, pot să mănânc în fiecare zi. Am decis să îmi fac o mâncărică de ciuperci din această cărticică. Era chiar o rețetă specială cu diferite mirodenii de adăugat. Eu nu am avut praf de muștar. Sigur ar fi avut un gust superb dacă aș fi avut, dar am improvizat. Așa că am împărțit ceapa în două, am tăiat-o și am pus-o în amândouă caserole. La mine în caserolă nu dădusem încă drumul la foc. Apoi am tăiat un cățel de usturoi. Cățelul de usturoi nu era în niciuna dintre rețete și de asemenea nici la Adrian nu ar fi trebuit să fi fost ceapă, dar pentru că știu că ceapa are relativ puține calorii, am vrut să adaug un pic pentru a da gust și am vrut să adaug un pic de usturoi și la mine și la Adrian, pentru că știu că usturoiul nu are multe calorii, dar dă un gust excelent și este și foarte sănătos, așa că am decis să fac lucrul acesta. De obicei, cu mirodeni de genul acesta, te poți juca și improviza și adăuga chiar un pic la fiecare rețetă. Rețeta mea conținea o linguriță de ulei de măsline și de asemenea o linguriță de miere. Ei recomandau să adaugi mierea de la Forever, dar eu pentru că nu aveam, am adăugat miere de care aveam eu. Apoi am adăugat și un picuț de sare la mâncarea lui Adrian și între timp am dat drumul la răgaz la ochiul unde era cratița pentru mine ca să
prindă un pic gust și culoare ceapa și usturoiul și m-am apucat să îmi tai feliuțe toate ciupercile, le tai exagerat de mici pentru că știu că atunci când le voi coace se vor restrânge foarte mult, vor lăsa apă, așa că le-am tăiat cât de cât cum am gândit eu că era mai bine. La rețeta mea, ai să vezi că normal aveam să adaug și 60 de grame de low fat Philadelphia, cum ar veni, brânză din aceea. Ei spuneau de fapt un alt fel de brânză similară, dar eu nu aveam din aceea, aveam doar niște brânză fără lactoză pe care o aveam pentru mine, așa că am adăugat 60 de grame, m-am uitat la câte calorii avea și mi s-a părut ok. Chiar o să-mi calculez mâine să văd câte calorii avea această rețetă. Am început să îmi adaug ciupercile. Am schimbat între timp caserolele. Pe acest ochi am pus caserola mea și pe un ochi mai micuț am pus caserola lui Adrian. Și am continuat să îmi tai ciupercile. Între timp am tăiat și o lămâie în jumătate pentru că la rețeta mea îmi trebuie jumătate de lămâie. Voi adăuga sucul de la o jumătate din lămâie. Mie îmi plac tot felul de ciuperci și aceste albe, mai cumpăr și maro, mai cumpăr și un pic mai diferite. Sigur, sunt unele varietăți care au pur și simplu un gust aparte, dar erau bune. Adrian era și el în bucătărie, el era cu căștile, se uita la un video pe YouTube și spăla vasele, fiecare eram cu treaba noastră. Dar de obicei ne facem lucrurile acestea seara ca să ne ajutăm în ziua a doua. Dacă se poate să lăsăm casa curată pentru dimineață, pentru că dimineața suntem mai buimaci și este frumos să te trezești într-o casă curată și ordonată. Am terminat de adăugat toate ciupercile mele și apoi avea să adaug jumătate de lămâie, deci am stors lămâia deasupra și am adăugat acel suc acolo ca să prindă gust. Chiar sunt foarte curioasă ce gust are mâine mâncărica mea. Îmi pare atât de rău că nu am avut acel praf de muștar, dar voi încerca să merg mâine să cumpăr, pentru că știu că trebuie să cumpăr deja niște lapte de migdale și niște lapte pentru Adrian. Aici am cântărit deja brânza care aveam voie să o adaug la mine la rețetă și am pus-o în caserolă ca să prindă gust și să se amalgameze bine cu toate lucrurile din cratiță. Nu am dat focul prea tare pentru că nu mi-am dorit să se ardă niciuna dintre ele. Și am vrut să se facă încetul cu încetul. Aici ai prânzul meu. Miroase extraordinar. Ciuperci cu orez, cu un pic de brânză tip Philadelphia. Eu mi-am pus și, spunea să pui și ceapă oricum, un picuț de ulei și jumătate de lămâie și eu mi-am pus și un picuț de usturoi. Spunea să adaug un pic de praf de muștar, dar nu am avut, așa că am adăugat un pic de praf de boia. Și arată și miroase super. Și orez brun, asta este clar. Este foarte, foarte mult. Nu știu dacă o să reușesc să mănânc, dar îmi plac ciupercile. Și aici este mâncărica lui Adrian. Tot așa, un pic de ceapă și usturoi. La el în rețetă nu era ceapă și usturoi. Am pus eu un picuț la început, dar avea un pic de ulei de pus, de măsline și un cartof mediu dulce, un pic de carne de piept și porție de aceste legume mixte. Și am adăugat și un picuț de piper, un picuț de sare, usturoiul a dat un miros extraordinar și ceapa. Și aici se termină de fiert și o să-i pun pentru la muncă. O să vă spunem în vlogul de mâine cât de bun a fost. Dar după miros, sunt sigură că va fi extraordinar de bun. Cum zice Andy? Bread of Life. Și de unde e? In John chapter 6, verse 35. Și unde vezi? And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. O să încheiem vlogmasul de astăzi aici.
acesta este vlogmasul 21. Eu astăzi sărbătoresc, am trecut pragul a 20 de kilograme pierdute de când am început dieta și mâine se fac 3 luni de când am început acest proces. Deci în 3 luni am pierdut deja 20 de kilograme. Mă simt super și sunt bucuroasă de aceasta. O să dăm un mic update despre cum a fost pentru noi a treia zi la programul acesta de a pierde în greutate de la Forever. Menționez încă o dată că noi am cumpărat acest program, nu ne l-a dat nimeni gratuit, nu ne l-a dat nimeni ca să sponsorizăm. Și pur și simplu noi l-am cumpărat din banii noștri și am decis să o facem pentru că am mai făcut acest plan în trecut și ne simțeam foarte bine și ne-am gândit că ar fi ceva benefic. Eu am pierdut până în ziua de astăzi aproape 2 kg în 2 zile, ceea ce este foarte, foarte mult și foarte bine. Și tu ai pierdut aproape 3 kg. 3, da. 2 kg, peste 2 kg jumătate. Și să precizăm că te-ai cântărit când ai venit de la muncă, deja mâncasei. Da, deja mâncat. Deci nu te-ai cântărit dimineață. Probabil ai pierdut mai mult. Să vedem mâine dimineață dacă reușești să te cântărești. Cum ți s-a părut ziua de azi? Azi a fost ok. Nu am mai simțit foame de să mă dea afară. Noi aici avem ceaiul de la Forever, ceai de plante, care acesta este recomandat la când vrei să pierzi greutate și ca să te ajute să îți potolească foamea. Dar am avut mult azi, am avut 2 shake-uri de proteine și o masă, care e masa. Eu în general mănânc mese de la dieta normală de 400-400 și un pic de calorii, nu trec. Și asta, ei spun că am 600, chiar o să mă pun să calculez în aplicația care o am eu, în care calculez caloriile și o să calculez să văd câte calorii avea prânzul meu astăzi și câte calorii va avea cel de mâine. Ți-am arătat un pic mai înainte ce o să mâncăm mâine la amiază, pentru că am pregătit de acum de seară ca Adrian să aibă la muncă și eu să am deja pregătit, să nu fie greu să stau mâine să pregătesc. Și da, nu am făcut gimnastică deloc, vreau să spun, am făcut doar în prima zi un pic de gimnastică, ceea ce înseamnă am făcut eu un pic de abdominale, un pic de gen flexiune, am făcut așa un pic random. Eu fac la muncă gimnastică. Tu lucrezi, dar n-ai făcut ceva specific, da? Deci n-ai făcut, ai mers. Ieri nu am făcut nimic eu, deci asta atât am pierdut noi fără să facem cine știe ce, și eu deja fusesem la dietă până acum, adică, nu știu, mi se pare super. Ceea ce ne-am gândit eu astăzi și i-am spus și lui Adrian că o să continuăm și după să ne cumpărăm pasteluțele de garcinia și pasteluțele de tern, pentru că pasteluțele de garcinia trebuie să le iei cu jumătate de oră înainte din mese. Adrian și-a dus să închidă masa lui, pentru că să nu dea în foc. Ce vreau să zic, că eu cred că mi-am schimbat părerea în privința anumitor integratoare care te ajută să nu-ți fie foame. Cel puțin noi am decis, cred că o să continuăm să ne cumpărăm pasteluțele de garcinia și să luăm, poate nu așa de mult, dar poate măcar la un mesă, ca să ne potolească foamea, să nu ne simțim că ne este așa foame și să mâncăm în prostie. Și eu cred că nu mai sunt așa, din potrivă, adică cel puțin aceste pastele de la Forever sunt făcute în mod natural, nu au așa de multe lucruri nocive pe înăuntru. Și decât să nu reușesc să-mi potolesc foamea și să mănânc așa necontrolat și să iau în greutate, prefer să iau ceva ca să previn lucrul acesta, prefer să iau aceste pastile din când în când. Poate reușesc să mă mențin și fără, dar atunci când o să vedem că o să începem să luăm din nou în greutate, sau să vedem că începe să ducă un pic balanța mai sus, eu cred că asta o să fie ceva pe care o să-l folosim și Forever Term, pentru că te ajută să asimilezi mai bine și într-un mod mai corect nutrienții din alimente. Așa că eu îți recomand, nu cred că este rău să încerci alt fel de diete, și eu îți spun că până aici am probat acel set de detoxifiere prin smoothie, dacă mă urmărești de ceva timp știi, și nu spun că nu-l recomand, dar nu este pentru toată lumea. Nu toată lumea va fi capabilă să-l facă. De exemplu, lui Adrian nu i-ar fi plăcut deloc acel stil de detoxifiere și, de exemplu, mie la a doua tură de detoxifiere, când am făcut-o împreună cu mult mai multe fete, mie mi-a fost foarte greu, nu știu de ce, și am pierdut foarte puțin, cu toate că m-am ținut.
Dar au fost zile în care mi-a fost foarte, foarte greu să țin. Mi-era foame foarte mult. Și mie ce-mi place acum la acest... la această succesie este că nu mi-este foame așa și reușesc să o fac cu bucurie, în sensul să nu mor de foame, adică și văd și acul de la cântar că se duce în jos și cum să nu te încurajeze lucrul ăsta, adică eu vreau să văd pe cineva care nu e încurajat atunci când are greutate în plus și pierde. Eu mă bucur, sincer, și sunt aici, am pierdut 20 kg, se poate. Și cred că acest set este foarte, foarte bun, adică eu găsesc foarte multe beneficii pentru noi și o să continuăm unii produse să le folosim chiar și după, pentru ca să ne menținem, pentru că vrem să fim sănătoși și ne simțim bine cu noi înșine și să ne simțim bine, dacă eu sunt bine și mă simt bine, atunci și Adrian se simte bine și este bine și familia este bine sau și invers. Asta e și pentru Adrian, așa că o să continuăm... să folosim multe dintre produsele din acest set. Și cam atât au fost pentru astăzi. Nu mă gândesc acum la nimic altceva. Nu am filmat foarte mult astăzi. Nu știu cât de lung o să fie vlogul acesta. O să văd dacă o să reușesc să inseresc altceva înainte să zic lucrul acesta. Dar o să filmez după. Poate o să croșetez ceva micut și o să pun, că am promis. Dacă nu te-ai abonat la canal, ne-am bucurat enorm. Dacă ai vrea să te abonezi, dacă ne vizionezi, abonează-te, pentru că acest lucru ne ajută pe noi și tu, oarecum, dacă consumi acest material al nostru, abonează-te ca să ne ajuți și pe noi în partea cealaltă. Noi producem pentru tine, dar tu abonează-te. Dacă ți-a plăcut, dacă te-a încurajat ce ai văzut în acest video, dă like! Și dă like ca să-mi spui bravo că am pierdut 20 de kg în 3 luni. M-ar încuraja să văd foarte multe like-uri jos ca să-mi spui felicitări, m-aș bucura. Și scrie mai jos în comentarii dacă și tu ți-ai dori să pierzi greutate și cât ți-ai dori. Scrie mai jos, sunt curioasă cât ți-ai dori să pierzi. Eu mai-mi doresc încă să pierd 15 kg. Tu? Să fie normal. Nu mai știu cât era la tine BMI, să fii normal. Cred că la 80 era la tine, nu, să fii, nu mai fii overweight. Da. Și idealul la tine cred că era 75, ceva de genul. Dar să ajungi la 80, eu cred că e super. De mult nu am mai fost. Așa, ne facem o nuntă. Da, că și aniversarea noastră, în ianuarie. Da. 15 ani facem, 15 ani. Așa că ați cerut un... Q&A cu mine și cu Adriana, că deja vă răspundem la o întrebare care poate unii sunteți curioși. Mm. În ianuarie sărbătorim 15 ani. 15 ani fericiți. Ah, da. Foarte fericiți. Da. Fire albe. Fire albe. Alea nu a ieșit după copii. Mm-hmm. Fără răutate pentru copii. Alea nu a ieșit când n-am dormit noaptea. Să sunea. Când îl băgăm pe Adrian aici și zicem glumi, Adrian se neacă sau râde. Data viitoare ce-i să faci? Ne surprinzi? Da, nu, noi am zis că firele albi nu ieși de la nopțile nedormite, mai ales cu ultimii doi, n-am dormit aproape deloc în primul an, a fost teribil și cred că nu ieși de a firii albi și ne-am greșat atunci când mâncam ca sparții noaptea, pentru că eram așa de stresați. În sfârșit, acum ne luăm revanșa. Te las că deja fac introduceri, fac închideri foarte kilometrici și cred că v-ați săturat așa să mă vedeți cum vorbesc în continuu. Închiderea e ca un vlog. Da, la mine e așa, jumătate de vlog, închiderea. Vă zic, vă las aici și după aia mai vorbesc jumătate de oră. Bun, mulțumesc încă o dată că ne urmărești, mulțumesc din suflet celor care v-ați abonat de recent, sper să rămâneți cu noi mult, mult timp și ne vedem în vlogmasul de mâine cu multe alte lucruri, nu o să-ți dau aici detalii, dar o să ne vedem. Și poate îl convingem pe Adrian să fac acel Q&A cu Adrian, care eu l-am propus fără să-l întreb. Dar tu mi-ai zis că te gândeai dacă aveam 1000 de subscriberi să facem un Q&A. De acum trebuie să te decid. Hai, scrieți mai jos dacă vreți ca Adrian să decidă și apăsați pe subscribe acolo și poate Adrian să decide. Poate ajunge la 1000 zilele astea și Adrian să decide să facă Q&A aici. Bun, hai că vă las. Ne vedem în vlogmasul de mâine. Pa! Pa!